Dragi telespectatori, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Calea, Adevărul și Viața. Sunt Andrei Cristian Șipo și în această seară din nou suntem alături de dumneavoastră. Rămâneți și dumneavoastră alături de noi. Împreună cu noi din nou este domnul Ioan Iovescu. Să fiți binecuvântat. Mă bucur că sunteți din nou împreună cu noi. Mă bucur că ați răspuns cererile mele. De obicei dumneavoastră mă invitați. Acum eu am lansat așa o provocare ca să mă invitați să vorbim un pic despre implicarea... bârfă. Despre bârfă. Da, despre bârfă. Da. Nu vrem să bârfim, vrem să vorbim despre păcatul bârfei. Da, da. Da. Bun, hai să o luăm cu începutul. Ce-i bârfa? Da, este combătută în Biblie, spune că este un păcat și este practicată și în biserici și mai ales în perioada înainte și după alegerile, adunările generale care sunt în biserici, dar vreau să mă refer, avem și telespectatorii care poate ortodox, nu frecventează, da, nu frecventează atât de des bisericile și nu au, nu știu dacă bisericile ortodoxe practică adunările generale, nu cred, n-am auzit, dar oricum la blocuri sunt asociații și din păcate și acolo aceeași problemă, neimplicarea și bârfa înainte și după. Înainte că n-are rost, că și așa fac ce vor ei și după că vezi că ce-au făcut, ce-au vrut, e pe normal dacă nu te implici, dacă doar vorbești, dacă doar pe la colțuri. Deci ideea este asta... să ne implicăm, dar nu bârfind. Da, absolut. Bun. Efectiv. Dar cum să ne implicăm atunci, efectiv, dacă nu bârfind? Efectiv, participând la aceste adunări și ținând cont că o dată bani pentru biserică, pentru bloc, pentru asociație, pentru locul unde stăm, putem dedica câteva ore ca să participăm la acea acțiune care este foarte importantă, deși se pare multora că nu are importanță. Am fost și în acest... adică știu despre adunările de la asociațiile proprietari, fiind și administrator și președinte de asociație la mine în bloc, am avut această problemă. Am avut ani la rând în care nu au venit și nu aveam cu cine să ținem. Și apoi la a doua întâlnire puteai să o ții și cu trei și cu, nu mai conta numărul și atunci dacă luai niște decizii, normal că s-au întâlnit doi, trei și au luat niște decizii numere tuturor. Păi nu ai cum. Și din cauza asta că e început de an și aș vrea ca noi toți să nu mai bârfim, să nu mai vorbim pe la colțuri, să spunem că ea fac așa, așa, să ne implicăm efectiv. Am auzit că e asta o adunare care ne privește, la care și noi facem parte, o biserică, o asociație, să mergem acolo și să nu mergem doar cu prezența. Să mergem punând probleme, nu doar ascultând o dare de seamă ce se spune și apoi votând sau... Punându-ți punctul de vedere în orice problemă și orice problemă care o ai din cursul anului care poate n-ai avut ocazia, deși ar trebui ca și în biserici și este un comitet și la asociații, că fac o paralelă între biserici și asociațiile de proprietari, că unele centrale sunt conduse de o grupă de oameni, mai mare sau mai mic în funcție de cât este asociația respectivă sau biserica respectivă. Și apoi lunar ar trebui să ai acces, acest comitet să se întâlnească, să dezbată anumite probleme care s-au votat la adunarea generală, să vadă cum, în ce fază sunt și apoi tu să poți să fii cu noi probleme care sunt și care crezi că poți să le găsești rezolvare sau chiar ți-o veni ție ca membru al acelei asociații sau biserici, te gândești, da, asociația, biserica se confruntă cu o anumită problemă. Haideți să vedem părerea tuturor. Sigur că sunt câțiva aleși, dar nu înseamnă că cercul se închide 4 ani cât sunt ei aleși, nu mai are nimeni acces și doar acei oameni conduc totul. Din cauza asta și adunările generale anuale, dar între ele și lunar este și implicarea. Scopul acestor adunări este de fapt că ideea este ca fiecare să vină cu anumite idei, pentru ca să vii cu idei trebuie să te implici și să-ți bați capul, să te gândești cum ar trebui făcut astfel încât lucrurile să meargă bine. Și atunci când sunt aceste adunări, consfătuiri, eu știu cum se numesc ele, fiecare să vină cu câte o idee, adunând ideile tuturora, mă gândesc că există un forum decizional, da? Și cei care sunt acolo în conducere iau decizia, domnule, ideea asta a fost bună,
De ce credeți că oamenii nu se implică? De ce credeți că există această lipsă de interes în a te implica? Credeți că există un istoric în spate? Oamenii aceștia au venit, au spus, n-au fost băgați deloc în seamă, au fost tratați poate cu indiferență și oamenii zic, domnule, indiferent ce aș spune și cu ce idee aș veni, oricum nu se ia în considerare ideea mea. Și ar putea să fie și aceasta un adevăr. Și atunci ne gândim la cei care sunt în conducere, probabil că și atitudinea lor a fost o atitudine greșită, n-au avut probabil o atitudine de respect, de considerare și iată cele două combinate produc această lipsă de implicare, acest dezinteres. Da, că în general toată lumea critică clasa politică. Până la urmă, reducând, venind cu clasa politică la nivelul acestor adunări, așa se întâmplă și acolo. Sunt aleși, se rup de realitate, spun noi suntem aleși, noi știm ce e mai bine, pe când n-ar trebui să fie așa, că am mai spus în emisiunea noastră și la ora adevărului foarte mult, am spus că rolul principal al Parlamentului, tocmai ăsta ar fi în acele zile libere, că sunt foarte puține, jenant de puține zile în care lucrezi efectiv în Parlament, dar ai putea să lucrezi foarte mult în cabinetele parlamentare. Cabinetele parlamentare sunt oameni angajați de luni până vineri, deci sunt deschise, ar trebui să fie deschise tot timpul și acolo să se preia problemele și apoi să se găsească rezolvare cât mai repede, dacă nu se poate în Parlament, că eu am tot combătut ordonanțele de urgență și hotărârile de guvern, dar uneori este necesar și o hotărâre de guvern, o ordonanță de urgență, ca și în cazurile acum cu ce ne confruntăm cu aceste eliberări pe baza recursului compensatoriu. Foarte mulți condamnați au ieșit înainte de termen, poate nu au avut timp suficient sau cum se întâmplă în penitenciare, nu s-au ocupat cu reeducarea lor, societatea nu i-a integrat, poate nici bisericii nu s-au implicat, că bunesc oricare condamnat a ieșit de acolo și e membru într-o biserică ortodoxă, pentecostală, baptistă, catolic, eu știu, poate ar fi bine și hai să vene, frate, ai venit, hai să vedem cu ce te putem ajuta, au intrat în societate și au început să facă aceste probleme și acum, fiind aceste probleme, ar trebui luat o decizie rapidă. Deci n-ar mai trebui să treacă luni de zile pe un parlament. Deci asta chiar ar fi de datoria guvernului să ia o decizie rapidă și așa, cum spuneam, revenind la problemele noastre cu biserica și cu asociațiile de proprietari, în paralel asta, iarăși, e o problemă, avem un comitet, nu mai vorbesc că se pot face adunări, că sunt unele hotărâri care nu se pot lua de comitet, se pot face adunări generale, imediat de urgență, în care să se ia o decizie care nu poate fi luată de aceste comitete, dar eu și o să subliniez, pentru că noi ce spunem aici avem să ne bazăm în tot ce spune pe cuvântul lui Dumnezeu și aici în cuvânt se spune că noi trebuie să ne implicăm în viața cetății. Ori ce înseamnă implicarea sau viața comunității din care faci parte. Unde nu se poate ca și nu, nici nu e bine pentru noi, că noi așa am spus-o și în biserică și o spun tot mai mult în ultimul timp, se pare că vestim totuși destul de bine și nu mai e problema vestirii. Nu cred că asta e problema. Problema e împlinirii. Adică să împlinești ceea ce vestești. În primul rând să se vadă că tu, care spui ceva, faci acel ceva. Ori noi condamnăm dragostea de bani și iubirea de bani și tocmai asta se vede la cei care produc o iubire extraordinară de bani. O avuție, eu știu, vin cu niște mașini în toată parcarea în fața bisericii să remarcă mașina pastorului sau mașina celui care vine să ne spună. Ar trebui și în cazul păstorilor o declarație de avere? Nu e cazul, nu, că har Domnului au timp suficient ca să mai facă ceva pe lângă meseria de păstor și să poți să aibă un câștig decent, că acum chiar poți, dacă ești bun în IT, sunt domenii în care poți să le practici fără probleme și să-ți aduci un venit suplimentar. N-ar trebui să fie neapărat atât de mare salariul pastorilor cum salariile preoților de la
comunitățile mai mici sunt mici, dar salariile celor de sus sunt extraordinar de mari. Deci, dacă comparăm salariul președintele cu salariul mitropolitului, este, se pare că are mai puțin președinte. Sau patriarhului? Patriarhul, la patriarh, așa, patriarhul. V-ați referit, da, cel mai, deci la nivelul cel mai înalt de biserici. Adică te gândești oare de ce ar trebui să îi se dea atâția de mulți bani? Sigur că probabil că s-a gândit cineva administrează, dar atunci înseamnă că ce administrează el, el nu mai se bazează pe cuvânt, că ar trebui să fie un om care lucrează pe baza cuvântului și atunci n-ar trebui să fie stimulat, eu știu, să ce ar putea să facă, că asta te gândești când dai la cineva salariu mare, dai ca să-și facă treaba cât mai bine, să nu facă alte învârtele, așa. Deci, la noi în România, salariul este ca să reduci pe cât de mult posibil corupția. Așa se vrea. Din păcate. Deci, în România, metoda de a combate corupția este mărirea salariului. Deci, salariul nu este proporțional cu munca pe care tu o depui și responsabilitatea care o ai, ci proporțional cu posibilitatea de a fi corupt. Exact. Mai spus, e o problemă mare atunci. Da, este foarte grav că este așa. Să vrei să combați corupția prin mărirea salariului, pentru că lăcomia asta de bani este de atâtea ori scrisă în cuvântul Domnului și nu are limite. Niciodată omul care a apucat să fie luat de această lăcomie nu mai are, că niciodată nu zice destul. Nu există așa ceva. Știți cum a spus Rockefeller? Rockefeller a fost întrebat, auziți, un reporter l-a întrebat, sunteți mulțumit cu ce aveți? Și avea foarte mult, nici nu mai știa de câte proprietăți și avere avea. Și Rockefeller a zis, da, sunt, dar parcă aș mai vrea puțin mai mult. Puțin mai mult. Da, e chestia aia, puțin mai mult, pentru că în momentul în care intri în această patimă, lăcomia de bani, patima aceasta este de neoprit. Nu vei fi mulțumit niciodată, indiferent cât de mult ai avea. Și este o mare problemă. Cu atât mai mult atunci când vorbim despre oameni care sunt suspuși și mai ales de lideri religioși, fără ca să dăm nume, deci în momentul în care în dreptul liderilor religioși intră patima aceasta lăcomiei de bani, dacă stăm bine să ne uităm, Apostolul Pavel chiar vorbește despre chestiunea aceasta și spune în momentul în care un slujitor, un păstor, un episcop sau presbiter, indiferent cum îi spune, este cuprins de patima aceasta lăcomiei de bani, este descalificat din lucrare și nu mai poate să facă lucrarea. A îndeplini orice funcție care ai. Deci peste tot spune despre curvie, asta iarăși o găsim peste tot, și lăcomia de bani. Așa deci, este. Pentru că, spre exemplu, spune, iar un cuvânt, scuze, este dragostea asta de bani este începutul tuturor relelor. Absolut. Practic, în momentul în care ai ajuns să fii lacom de bani, tu ești corupt. Ești corupt. Tu nu mai poți să judeci drept lucrurile, tu nu mai ești în stare să conduci drept un anumit grup de oameni. Spre exemplu, atunci când Moise a pus oameni care să judece poporul, era la muntele Sinai și a venit socrul său Ietro și a spus, măi Moise, ce faci tu? Nu-i bine, tu nu poți judeca tu singur 2,5 milioane de oameni. Sunt foarte mulți, te epuizezi. Da. Alege niște oameni care să judece și ei. Și erau judecători peste 1000, peste 100, peste 10 și una din condițiile foarte importante era să nu fie lacom de bani. Da. Adică să fie oameni drepți, curați, pentru că vedem și noi și în sistemul de justiție din România. Este o problemă, mita, banul, pentru că sucește dreptatea, sucește căile omului. De fapt, cartea Proverbene și spune că banul și mita sucește căile drepte. Astfel că aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Da, și pentru asta este necesar implicarea și apoi, dacă tot să aprofundăm un pic, am spus așa general, prezența. Apoi, în momentul când vrem să alegem ceva, trebuie să avem niște candidați. Ori cum se propun acei candidați și la alegerile parlamentare, când vin partidul și dă o listă în care
n-ai ce face, votezi lista și mai jos, toți criticăm, dar acum coborăm mai jos, același sistem îl găsim. Același sistem, cineva face o listă și se prezintă adunării generale și spunem, ăștia sunt oamenii care noi am crede că ar fi buni să conducă. Și iar la ultima adunare de alegeri din Biserica Harul, atunci era prima alegere după ce eu am făcut botezul și am spus că nu mi se pare corect ca să fie doar o listă și să nu putem să spunem nu numai sistemul ăsta să te propune cineva, să te autopropui. Eu, subsemnatul, cred că pot să fiu și eu, să fac și dacă, oricum va fi pe bază de vot. Și atunci chiar s-a făcut și a fost un pic mai complicat pentru că au venit niște candidaturi în plus și apoi era un sistem de numărare mai greoi pentru că în momentul când apare o listă mai mare, oamenii trebuie din acea listă să taie numărul acela de oameni care sunt în plus. Deci dacă trebuie ales 20 de oameni și lista este 30, 10 persoane trebuie tăiate. Și aia înseamnă alege, să ai de unde să alegi. Adică când ai 30 și tai 10, este greu și pentru tine care votezi, că trebuie să-i citești pe toți și să vezi pe care îi tai, să nu-i tai la întâmplare. Și este greu și apoi la numărarea voturilor. Da? Există un sistem. Eu la primele alegeri la PPDD, iarăși m-am implicat, am ajuns acolo așa, a lucrat domnul extraordinar în viața mea și am venit și am spus aceste lucruri acolo și ei se făceau că plouă și eu nu reușeam să mă fac înțeles cum se face. Eu percepeam cum trebuie, dar nu reușeam să-i conving. Și la un moment dat, lasă că știu cum trebuie. Deci ei știau exact cum trebuie să facă, dar nu vroiau să facă așa, pentru că nu putea fi controlat. Nu putea fi controlat votul, nu putea, deci nu vroiau, eu venisem cu o idee așa, deci, care mi-a dat-o domnul. Deci într-un cuvânt, dumneavoastră sunteți împotriva ideii, eu propun oamenii care vreau eu. Adică nu mai sunt alegeri, sunt așa, că, și probabil că de aici am putea găsi o cauză că oamenii nu se mai duc. Păi mă duc acolo să votez ceva care e deja votat, ceva care e ales, care... și atunci nu vor să... Și mesajul ăsta, meu ăsta este, că este început de an, haideți să schimbăm și în domeniul ăsta. Nu mai vorbesc că mi-aș dori să mai am posibilități și la emisiunile politice, să nu politizăm atâta emisiunile religioase, să facem îndemnul ăsta ca să facem o schimbare în viața tuturor și ca să putem să schimbăm ceva în țara asta, trebuie să ne schimbăm noi. Ne schimbăm atitudinea de a candida și pur și simplu la alegerile astea de la asociație nu este nicio problemă să te duci acolo și spune, da, și eu vreau să fac parte din comitet sau să fiu și eu acolo unde se dezbat problemele de care ne confruntăm, cu care ne confruntăm toți. Și la biserici de iarăși la fel, nu e nicio problemă ca să ne ducem, să ne spunem, da, cred că poți. Și apoi luăm cuvântul Dumnezeu și vedem niște care condiții. Sunt condițiile. Pentru că, într-adevăr, eu am propus mai mult. Am propus că la biserici am putea trece de faptul cu votatul și să facem după cuvântul Dumnezeu să tragem la sorți. Și atunci frații au zis, păi da, dar nu putem ști pe cine tragem. Că dacă, nu dacă, nu e niciun dacă, pentru că pe lista aia mergem după cuvântul Dumnezeu. Și aici deci avem... dumneavoastră propuneți următorul sistem. Alegem un anumit număr de candidați. Ei spun că vor, doar că trebuie, da, să îndeplinească. Ei să îndeplinească condițiile din 1 Timotei capitolul 3, că văd că aici aveți deschis cuvântul lui Dumnezeu. Da. Deci toate condițiile astea de aici să fie îndeplinite în cazul, spuneți despre episcop, da? Cine dorește să fie episcop dorește un lucru bun, numai absolut, trebuie să îndeplinească deci nu dorim deci un lucru condițiile rău, dacă astea, să fie în conducerea bisericii. Da. Nu se dorește deci, un lucru rău. Așa, să fie un anumit număr de candidați, dar ei să îndeplinească condițiile din 1 Timotei capitolul 3 și din Tit capitolul 1, acolo iar și un text paralel. Da, avem așa? Și oamenii ăștia apoi să fie trași la sorți. Bineînțeles, da, după ce ar fi o ceva biserica care se roagă, postește, stă înaintea lui Dumnezeu. Totdeauna tragerile la sorți biblice, că sunt și trageri care au fost pentru cămașa Domnului Iisus. Nu s-au rugat. Poate unii s-o fi rugat cel care a câștigat-o, că ar fi vrut să o dețină singur. Dar ele, atragerea sorții, sunt precedate de rugăciune.
Deci pentru ca Domnul să intervine și din acel număr să fie extrași, să ajungă cei mai destoinici. Dar în acel număr, și la biserici, și la asociații, și mai sus, pe listele de partid, n-ar trebui să ajungă oameni care nu îndeplinesc aceste condiții. Ce ziceți? Dacă am avea politicieni care să fie așa, să fie fără prihană, să nu fie divorțați, să fie cumpătați, înțelepți, vremiști de cinste, conduce țara asta? Primitor de oaspeți, să nu fie bețivi. De cinci, cu cinci divorțuri, al doilea om. Să nu fie bătăuși. Al treilea om în stat este la a doua căsătorie. Da. Să nu fie, spune aici, doritor de câștig mărșav, să nu fie iubitor de bani. Astea sunt lucruri grozave. Pe dacă am avea așa oameni în conducerea României, păi ai pune acolo și nu i-ai da jos. Până când, eu știu, nu mai sunt așa sau... Da, eu am fost, chiar la început, am fost cu fratele Tuțac, am fost la multe întâlniri și m-a invitat odată ce am ajuns senator și am fost la o întâlnire unde erau vreo 500, poate mai mult de persoane, pastori și lucrători din biserică și am spus că avem o problemă. Noi suntem 10% neoprotestanți, m-am referit doar la neo și erau doar neoprotestanți acolo și reprezentarea în Parlament este de 1%. Ce bine ar fi dacă nu 10%, toți de aici ați fi în Parlament. Cred că altfel ar merge problemele. Și am fost la adunarea când s-a ales președintele pe comunitatea baptistă la Oradea. Atunci m-au impresionat rugăciunile care s-au făcut, spus pe tronsoane, cineva îndemnat de Duhul să se roage. S-au rugat, nu cred că a fost rugăciune mai mult de 10-15 secunde, dar în complexitatea lor, fiecare s-a rugat extraordinar, nu s-a repetat un cuvânt de la unul la altul, dar în rugăciuni scurte. Și asta avem așa o problemă, pe puțin noi în biserică, spun frații care conduc orele de rugăciune sau... Haideți să facem rugăciuni scurte, să rogi. Nu poți să abții de unii frați. Se 5 minute, el a luat și trebuie să roage. Și atunci m-a impresionat la alegerile astea. Cum au știut ei în câteva secunde să exprime ceva, să dea un mesaj. Se spune că dacă nu reușești în câteva minute să spui ceva, degeaba vorbești ore întregi. Dacă n-ai spus nimic în puține minute, mă refer la politică, în biserică cred că nu e cazul să vorbești mai mult de un minut ca să spui esența. Și esența este ca să recunoști pe Domnul Dumnezeu pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor și să arăți dragostea pentru Dumnezeu, că de fapt ce spune Domnul Iisus? Că să-ți iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și după aia vine a doua poruncă, aproapele tău ca pe tine însă. Și aceasta se cuprinde toată legea și prorocii. Deci totul se cuprinde așa. Atunci, dacă la partea cu dragoste pentru Dumnezeu, ok, este tot. Iubim pe Dumnezeu, nu putem dovedi lucrul ăsta așa ușor. Cum o dovedim? Tot făcând, împlinind a doua poruncă, iubirea de aproape. Că se spune în cuvânt, cum ai putea să iubești pe un Dumnezeu care nu l-ai văzut și nu-ți iubești aproapele pe care îl vezi lângă tine. Adică, da, eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar cu tine văd că ai o problemă și nu sunt gata să te ajut. Da. Și aici aș vrea să ajungem. Deci să ajungem în biserică, să avem cei mai buni oameni și dacă e chestia de a alege pastori, iarăși același lucru, să poți să ai niște criterii, să poți să aduci un grup de pastori și apoi să-i pui înaintea bisericii și să te rogi pentru ei, să vezi că noi de multe ori în biserică ne-am rugat și Biserica Harul avea nevoie la un moment dat de un pastor și acum la comitet s-au hotărât că doi. Eu am fost la comitet și am spus, Biserica Harul face un lucru minunat și este recunoscut, cred că în România nu este o biserică să fie plantat atâția biserici cât a plantat Biserica Harul. Doar că dacă le-ai plantat și le lași
neudate, neîntreținute, să nu le mai, să mai vin cu un ajutor acele biserici prin acel număr mic de oameni care sunt acolo în biserică, nu pot să înflorească, să dea un rod. Că rodul ar fi să dea exemplu, să acei oameni să fie un exemplu pentru comunitatea unde trăiesc și să spună, măi, parcă și mie mi-ar place să mă duc să văd ce se întâmplă, de ce, cum vin atâția oameni de la Biserica Harul, vin tineri, cântă, îți spun poezii, vin pastori, ei, lucrul ăsta nu se întâmplă. Oamenii aia se întâlnesc cu câțiva, deci într-adevăr sunt din comitet care se împart și tot ordonat și ajung în fiecare biserică, ajunge cineva care să cât de cât să ajute biserica, doar i-am spus că ar trebui să avem un număr de pastori în așa de mare la Biserica Harul ca să putem să cuprindem în toate bisericile, măcar o dată pe lună să ajungă și un pastor. Pentru că și bisericile ortodoxe mai sunt biserici care nu au preoții bine stare și atunci un preot poate să slujească două sau trei biserici. Dar niciodată nu se deschide biserica aia să nu fie și preotul acolo. Mă, nu vreau să zicem, nu mai deschide biserica dacă nu-i pastor. Pentru că am și spus și știm toți, sunt atâția oameni plini de har care poate să țină și o oră de rugăciune și o predică din cuvânt să vorbească, că dacă vorbesc pe lângă cuvânt, imediat cei care când eu cunosc, pe tu ai luat-o pe lângă, nu, ce spui tu nu se regăsește. N-am auzit niciodată vorbindu-se despre acest lucru. Eu merg de mult la Biserica Harul, am fost când era Biserica Veche, eram tânăr, nensorat și a mers în decursul anilor, apoi s-a botezat soția și la o vizită pe care a făcut-o fratele Teofil, au venit la noi și frate, că vii la biserică și am văzut că în momentul când vii, cânti cântările acolo și te simți în prezent, nu vii absent. De ce nu faci și pasul ăsta? Ce te deranjează? I-am spus, mă deranjează că prea mult se vorbește despre bani. Și într-adevăr, acum pot să mărturisesc că de când am spus, până în momentul de față, banii s-au tot redus și tot mai puțin se vorbește despre bani și tot mai mult despre Duhul Sfânt. Adică chiar a fost o altă problemă, că se vorbea foarte puțin, parcă Duhul Sfânt era să vorbim numai la bisericii pentecostale. Noi de ce să vorbim? Adică gândindu-se la vorbirea în limbi, am eliminat cu totul lucrarea Duhului Sfânt. Și Harul Dumnezeu că acum auzim și vorbindu-se tot mai mult și vin oameni și la începutul cuvântului dau slavă lui Dumnezeu. Deci nu vin așa sec, să spun. Deci, și există și un mesaj, că eu n-am fost la Amvon, dar spune că un mesaj, Domnul ar vrea să vedem pe Dumnezeu. Adică pe Iisus. Am ajuns să fie un îndemn pentru cel care predică să nu scoată eu din el. Și pe Iisus. Da, așa este. Vom lua câteva minute de publicitate, apoi vom reveni. Dragi telespectatori, rămâneți alături de noi. Dragi telespectatori, iată ne reîntorși la emisiunea Calea, Adevărul și Viața. Împreună cu noi este domnul Ion Iovescu. Vorbim despre implicare și vorbim în același timp și despre păcatul bârfei. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre implicare și aș dori la încă o întrebare să răspundem. Atunci când vrei să te implici, te gândești care ar fi soluția la problema care o are comunitatea respectivă. Să zicem, ai găsit o soluție din punctul tău de vedere, dar acum urmează ca atunci când se adună întreaga comunitate să-ți și expui punctul de vedere.
Întrebarea care se pune este: cum ar trebui să ne expunem punctul de vedere? Sprijiniți pe cuvânt, atunci am avea cel mai mult și mă refer, succes. Mă refer, dacă găsim un exemplu din Biblie. Da, ok. Și asta am încercat și o să fac la comitet, să dau exemplu din Biblie. Deci eu spun că așa ar merge și am spus-o și în Parlament. Domnilor, deci asta am spus în emisiunea noastră, această carte are o dedicație pentru domnul Dragnea, dar n-a vrut să o primească. Că eu am vrut să merg, zic, vin la dumneavoastră cu Biblia. Zic, aș vrea să fac parte din conducerea partidului și vreau să vin doar cu Biblia. Și ce nu știu eu, poate dacă am posibilitatea să mai iau pe cineva cu mine care o cunoaște și mai bine și o să o profundez și la orice problemă să vedem ce soluții să găsim în Cuvântul Dumnezeu. Și cred că găsim în Cuvântul Dumnezeu soluții pentru orice problemă. Când îl cunoști bine, cât o cunosc eu, știu că și despre acel lucru scrie și despre acel lucru scrie, nu știu exact unde, dar știu că scrie. Că există concordanță, da, putem să căutăm. Da, da, există și asta, da. Și am spus că contează foarte mult, contează și în Parlament când ai o idee bună să mergi, să nu o spui sec. Adică trebuie să știi să o expui. Să o expui, da, să-ți prezinti, să ai orice inițiativă are și o expunere de motive. Și în expunerea de adică motivul pentru care, ai venit cu soluția respectivă. Din păcate acolo nu sunt citite. Aici nu vorbim neapărat că venim cu ceva scris. Venim în fața adunării, în fața comitetului, venim cu o problemă. Și la care, cum a spus, noi credem că am găsit o soluție. Doar că în momentul când noi am expus-o și să o expunem, să ne dea Dumnezeu har să o expunem cât mai bine, poate vin și alții, poate vin cu argumente pro sau contra și din, că se spune așa, nu scrie asta în Biblie, nu știu dacă scrie, din contradicție se naște progresul. Adică din, nu neapărat dintr-o bătaie. De asta cu, da, spune Apostolul Pavel la un moment dat, este bine să fie între voi și neînțelegeți, da, pentru că atunci când sunt păreri, deci, contra, și asta, adevărul la ideal. Dar există. Da, este bine să existe și partide. Nu? Partide, da. Da. Există, este. Adică oameni care au păreri diferite. Da, pentru că, adevărat, dacă e un singur partid, un singur conducător, atunci te-ai aliniat și nu se mai dezvolte capacitatea. Fiecare zice, păi, are rost să mă gândesc că oricum ăsta face și asta este pericolul cu PSD-ul, să nu mai gândească. Dragnea a luat singur toată conducerea și înapoi a lui s-au aliniat cei care au interes direct, că au probleme ca și el și vor să scape, sau cei care n-au coloană și stau acolo și fără coloană că zic că n-avem ce face. Doar că vedeți și această, că eu am zis, nu știu dacă și dumneavoastră și spus, există. Deci cred, cu atât mai cu azi, de azi începând, cred mai mult că nu există o problemă care să nu fie, să nu-i găsim o similitudine în Biblie și poate chiar o rezolvare. Da. Bun, dumneavoastră a spus, atunci când vrei să îți expui ideea sau soluția la problema dată, este important, și aici vorbim de biserici, să ai în primul rând o acoperire, adică ceea ce spui tu să apară în Biblie. Da. Asta este una. Doi, credeți că este importantă atitudinea cu care o spui? Spre exemplu, spune la un moment dat Apostolul Pavel în Filipeni, fiecare să privească pe aproapele său mai presus de sine însuși. Credeți că este important și aspectul acesta? Pentru că mă gândesc așa, una este să vii cu o atitudine de om supărat, certăreț. Absolut. Chiar dacă părerea ta, chiar dacă părerea ta este bună și îți dai seama că cei, probabil, din conducere, din punctul tău de vedere, nu fac lucrurile așa cum trebuie. Să vii cu atitudinea asta? Nici într-un caz. Nu, dar zic să vii cu atitudinea aceasta. Totuși să-l văd pe cel de lângă mine, mai presus de mine însumi. Absolut. În 2 Cronici 7:14 spune, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu începe, se va smeri. Nu spune se va ruga. Deci smerenia merge înaintea tuturor. Deci dacă eu vin
cu duh de ceartă, clar nu am izbândă. Sau de mândrie. Sau de mândrie. Sau mă gândeam acum în timp ce spuneați dumneavoastră la, în familie, eu și soția și mama, noi suntem acasă tot timpul și când vorbim calm, așa ne înțelege. Când unul e supărat, spune un lucru banal și irită și pe ceilalți. Dar un lucru banal. Deci contează atâta de mult modul cum vorbești, timbrul ăsta vocal și timbrul ăsta, dacă, cum ați spus, ținem cont de cuvânt și ne zmerim și să facem asta. Noi am încercat în Parlament să ținem pe săptămână un grup de rugăciune, o oră de rugăciune. Doar că Parlamentul începea luni și noi țineam rugăciunea marțea. Deci am spus, hai să începem cu rugăciunea. Și în sensul ăsta am spus că ar fi frumos la fiecare început de sesiune parlamentară. Nu numai sesiune, am zis la fiecare zi de lucru. Ar fi cât ar lua să spunem câteva cuvinte. Nu, dar să nu ne întindem, să nu fie supărat nimeni, spunem doar rugăciunea Tatăl nostru. Sigur că de la a spune zilnic, la începutul fiecărei zi de plen, până la începutul unei sesiuni în care m-am luptat foarte mult și doar la ultima sesiune și doar cu trecerea mea la PSD, asta a fost așa o condiție, să am posibilitatea să spun rugăciunea Tatăl nostru după intonarea imnului. Nu l-am spus exact după intonare, că așa fac ei să nu spui, dar i-am spus asta aș vrea să rămână, dar din păcate nu a început nou Parlament să spună, băi, noi la ultima sesiune, noi în Senat am făcut lucrul ăsta și credem că ar fi bine să-l continuăm. Adică spunem imnul, nu să dăm slavă să zicem că ridicăm un senator. Poate să vină pe rotație, că tot este rotație, cu tragerea sorți, cu oricum, din biserici, să pună rugăciunea Tatăl nostru și cred că dacă lucrul ăsta s-ar face cât mai des, oamenii ar mai lăsa în timpul ăla, ei s-au adunat în plen, se intonează imnul, îți creează o stare. Din păcate, doar la început, bine, ar fi greu de fiecare dată să fie intonarea, n-ar fi imposibil și cred că ar fi bine, dar în momentul ăsta de rugăciune, cred că te-ar face un pic să te zmerești, te-ai gândi de două ori la cu ce gânduri ai venit acolo în Parlament, că dacă ești la putere, vii cu gândul să-ți impui punctul de vedere, nu prea mult, cu o matematică simplă, știi că ai majoritate și mergi. Dacă ești în opoziție, nu mai știi cum să spui punctul de vedere, să-l spui ca să-l audă presa, să-l spui cât mai cu circ, să faci un circ, că din păcate asta place presei. Că dacă ai spus lucruri omenești și de câte ori am spus eu, eram în perioada sărbătorilor de Paște, aici noi pe hol ne-am salutat, Hristos a înviat, adevărat a înviat, de ce nu o putem face și în plen asta? De ce nu putem să practicăm și acest lucru în plen? Am spus și lucrul ăsta, n-am spus niciodată, băi, un senator tot insistă să ne salutăm, să... nu am fost, deci dacă era să fac ceva deși din comun, atunci ar fi dat declarații incendiare. Da, ceva declarații. Ceva news alert. Da. Deci, din păcate, astea nu sunt văzute și atunci se încearcă acum, în momentul de față, așa cei mai circari sunt cei din USR, dar eu încerc să înțeleg că nu, altfel nu-i bagă nimeni în seamă. Dacă ești în opoziție, dacă nu faci ceva ca circul, nu te bagă în seamă. Și am spus asta în Parlament, noi suntem mai răi ca pe vremea romanilor. Păi zic, de ce zici așa cum, că ăla era rău? Păi da, dar oamenii ăia dădeau pâine și dădeau circ și pâine. Și că tot cu semnele astea era așa acolo. Zic, noi dăm numai circ, hai da să terminăm dăm cu semnele, pâine. Să dăm și pâine. Păi, nu, n-a fost plăcut, dar iarăși nu, n-a ieșit niciun post de televiziune să spună, uite ce comparație. Deci nu, adevărurile astea care dor, nu rămân acolo și nu merg mai departe. Da, mă gândeam la bârfă, spunea cineva următoarea întâmplare. La un moment dat, un preot, ca să îl facă să înțeleagă pe un tânăr care suferea de boala asta, bârfei, ca să îl facă să înțeleagă cât de gravă este bârfa, i-a spus următorul lucru. L-a chemat la el preotul și a spus, te rog să faci ce spun eu. Te duci acasă, iei o perină,
Pe vremea erau perinile acelea cu pene. Acum da. Nu mai sunt perinile da. Cu pene, că acum sunt tot felul de perine antialergice da. Și așa mai departe. Erau perinile cu pene, cred că de gâscă. Alea erau penele care se foloseau. Și a spus tânărului așa, iei o perină, iei și un cuțit, te urci sus pe casă, sus pe acoperiș, în vârf, și iei cuțitul și baci cuțitul în perină de câte ori poți. Și după aceea, arunci perina și dai drumul la pene să se ducă. Și tânărul așa a făcut. A venit la preot, i-a spus, părinte, am făcut exact cum mi-a spus dumneavoastră. Și părintele îi spune, na, acum du-te și adună toate penele care s-au împrăștiat. Și tânărul se uită la preot și spune, părinte, e imposibil, nici nu știu unde s-au mai dus, nici nu știu câte sunt, cum să le mai adun? Și părintele i-a spus, vezi, asta este bârfa. Spui da. Anumite lucruri, se împrăștie și de adunat înapoi sau să-ți retragi cuvintele, nu mai poți. Iar Biblia spune, cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii. Da. Interesant este că tot în cartea Proverbe ni se spune că cuvintele bârfitorului sunt dulci și alunecă ca și prăjiturile. Este probabil și o plăcere în a asculta bârfe. Dar sunt doritori care... Asta le place sau nu? Bârfe, te provoacă. Te provoacă pe tine oare, să spui ceva. Oare sunt influențați de posturile de televiziune prin emisiunile lor? Din păcate am văzut fenomenul ăsta și în biserică. Zicea o soră, frate, te duci la sora, deci eu aș vrea să știu ceva, pot să o întreb. Dar zic, pe mine, sincer, nu mă interesează, dar mă interesează pe mine. Dar tu te întreabă tu. Te întrebați atunci, dacă vreți, nu e nicio problemă. Deci nu, e tendința asta și sora, doamne, că și urmărește emisiunea, s-ar putea să zică, uite ce zice fratele de mine, că eu vorbeam de 4 ori, de-aia nu au nume. Doar că e latura asta lumească în noi, care nici nu ne dăm seama în, adică, perna aia. Câte pene avea, dacă nu și acest gând este o pană de aia care zboară. Și cei mai grav la bârfă, că eu vă spun ceva, gândindu-mă într-un fel și fraza respectivă o înțelegeți probabil că în alt fel, în felul dați, tău, o dai mai departe. Este ca și jocul acela când eram copii, telefonul fără fir. Fără fir, da. Eram 10 bârfa copii fără fir. Și de la unul pornea un cuvânt da. Și ultimul trebuia să spună ce cuvânt a ajuns la el. Niciodată n-ajungea cuvântul care a fost spus de primul. Da, asta e, telefonul fără fir. Da, era un joc plăcut și cu multă învățătură. Da. Ideea este că nu este rău dacă vrei să afli despre cineva ceva cu scopul de a-l ajuta, cu scopul de a veni în ajutorul lui. Absolut. Dar dacă tu ești genul de om care vrei numai să afli cancanuri, pentru că mai apoi să te bucuri de răul celuilalt sau să duci, sau să duci vorba mai departe, deja lucrurile astea sunt extrem de dăunătoare. Și cred că și bârfa este una din motivele pentru care de multe ori... De fapt, bârfa este împotriva unității, clar. Absolut, bârfa dezbină. Dezbină. Absolut, iar Apostolul Pavel spune că legătura de săvârșire este dragostea. Dragostea este rezolvarea tuturor problemelor. Dacă ne umplem de dragoste... Ne golim de Dumnezeu, umpleți inima de dragoste și nu mai rămâne nimic altceva. Și vedeți că aici tot la inimă se ajunge că mi-am pus și eu, oare unde în corpul ăsta umânesc, unde este dragostea, unde este credința, unde sunt astea? Oare sunt minte? Nu sunt în minte. Dragostea, credința adevărată este în inimă. De-aia se spune atâtea ori, dă-ți inima, nu dă-ți mintea. Și apoi e incredibil că așa creierul spune că controlează totul și totuși dacă îți schimbi inima, apoi poți să schimbi totul de la sine. Așa dacă încerci prin nu știu ce metode, altele, nu ține. Eu atâția ani am mers la biserică și am trăit prin alte experiențe când am ajuns senator și am văzut atâtea minuni și atâtea lucruri care în foarte multe biserici le-am mărturisit și la noastră emisiune și la Vocea Evangheliei și foarte mulți dintre respectatori le cunosc. Dar desăvârșirea a fost în acel moment când în biserică
fratele John Boss, prima de la mine, un cântăreț, a spus câteva cuvinte. Din păcate, tot am neglijat și nu mai pot să revăd momentul ăla. Ce a spus omul ăla? Da, cu siguranță a vorbit Duhul Sfânt și mi-a atins inima, am început să plâng, am ridicat mâna și eu care am spus că în anul 2013 nu mă botez, pentru că planul meu era să merg în biserici ortodoxe, care într-adevăr bisericile astea sufereau și când au văzut deschiderea preoții mă chemau și mă arătau, uite ce rău stau, deci am acolo, tot nu se întâmpla nimic, deci nu am crezut eu că fac ceva, dar stavă Domnul că a venit acea zi în care eu știu cu ce inimă am intrat în biserică, în inima aia lumea zicea de mult, eram instructor, zicea că-s pocăit, nu eram deloc pocăit. Mă pocăisem așa, câte un pic, mă căisem de unele lucruri. Dar desăvârșirea a fost în acel moment, când am ridicat mâna și când am ieșit din biserică, m-am simțit alt om. Și asta, eu mă rog ca fiecare din cei care aud emisiunea, din cei care citesc cuvântul, să ajungă la această schimbare a inimii și cei care s-au botezat și n-au trecut până această experiență, să roage în continuare să citească Cuvântul lui Dumnezeu, care noi în emisiunea trecută am spus că aceasta este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi, să citească și să aprofundeze, să roage ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să le schimbe inima și dacă le schimbă inima și îți umple inima de dragoste, ca să ai o inimă plină de dragoste, trebuie să ai inima să fie golită de restul lucrurilor. Și când ai golită, nu mai ai... multe ori mă întreabă lumea, mai ai așa probleme, se pare că ai probleme și nu te vaiți. Nu mă vaiți, mă încred în Domnul, că El lucrează. Da, așa. Doar că noi, revenind la început de emisiune, trebuie și noi să facem lucrul ăsta, că nu-l facem contra Bibliei. Dacă ne implicăm în viața bisericii, în viața asociației, în viața orașului, în viața județului, în viața țării, în viața mondială a acestei planete care suferă așa mult, avem o planetă binecuvântată, cu de toate. Și nu știm să o exploatăm. Deci, de la cel mai jos nivel până la cel mai înalt nivel, ar trebui să ne implicăm și implicarea să nu fie doar printr-o prezență și cum a spus noastră, să iei cuvântul și să treci și în faza următoare. Pentru că tot în Timotei spune să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii. Dar dacă noi ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii, nu sunt înălțați după cuvânt, cum am citit cel mai bun exemplu cu cei doi care conduc Parlamentul. Nu? Oameni divorțați, oameni care n-au înțeles nimic din taina căsătoriei. Adică, într-un cuvânt, atunci când vorbim de poziții de conducere, un element care se neglijează este caracterul. Moralitatea. Exact. Deci asta este ziceam, scuze, exact elementul. Dar știți că eu n-am greșit. Că eu, dacă nu mi-a plăcut o femeie, am și luat-o de nevastă. Mai nu e asta soluția tot. El n-a citit, el e departe. De fapt, el mi-a spus, bine că ne-am scăpat de tine, că nu mai are ce să ne... Când am văzut că au venit alegeri și nu spălist. Ne-am scăpat de tine, că eu l-am terorizat cel mai mult. Că m-am dus, domnul Tăricianu, a spus că sesiunea asta mă lăsați să spunem și... Ce greșim? Că nu-i rugăciunea baptiștilor, nu-i rugăciunea pe care ar trebui să folosiți și noastră. Și era să nu. Da. Într-adevăr, un element extraordinar de important este caracterul, pentru că pe caracter se construiește familia, se construiește societatea, se construiește biserica la urmă societății. Vedeți Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos, după ce vorbește în Matei 5, 6 și 7 despre trăsăturile de caracter care trebuie să le aibă un creștin, imediat după aceea spune, cine are aceste trăsături de caracter are viața construită pe o temelie solidă. Și temelia care este? Temelia este caracterul. Învățătura lui Iisus Hristos și caracterul care trebuie să fie potrivit cu învățătura lui Iisus Hristos. Și atunci când le ai pe astea două, și învățătura și caracterul, și cele două sunt cum e una și cealaltă, da, atunci construiești cum trebuie. Pentru că atunci când ai oameni cinstiți, ai oameni corecți, ai oameni care... Ai pentru cine să te rogi. Noi ne putem exact, ruga. Dar... Și ești fericit și bucuros când îți dai votul. Pentru că știi pentru cine îl dai. Problema este că oamenii de caracter sunt tot mai puțini
corupția se răspândește tot mai mult, iar Apostolul Pavel ne spune că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De fapt, nu vremurile vor fi grele, ci oamenii vor fi răi. Și din cauza oamenilor răi, fără caracter, vremurile devin tot mai grele. Dar speranța noastră este că totuși Dumnezeu va mai ridica și oameni corecți, cinstiți, oameni după cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost împreună da, cu noi. Da, un cuvânt mai vreau să zic că în fraza asta eu în perioada asta cât am fost acolo, am tot mers în biserici și când mi-au dat, am spus, fraților, haideți să îndemnați oameni din biserică să intre în politică, că altfel nu, dacă nu schimbăm, să punem acolo oameni pentru care putem să ne rugăm să țină tare. Și mi-au spus un pastor, tu ești o excepție, tu n-ai fost și când ai ajuns acolo te-ai botezat, că foarte mult s-au mirat de ce mă botez când eram acolo. Doar noi am trimis oameni și n-au reușit să s-au depărtat de credință. Au alunecat. Deci ei au fost foarte buni în biserică, au fost și când au ajuns la acel fruct oprit, în poziția în care poți, da. Deci au căzut. Este că din cauza asta eu dau îndemn. Haide să trimite oameni din biserică și în consiliul locale și în primărie și peste tot, ca oameni cu dragoste de Dumnezeu și de oameni, și atunci să ne rugăm pentru ei să țină că rugăciunea este necesară. Și eu rog cu tărie spirituală să roage pentru mine. Eu simt că Dumnezeu are un plan. Care e planul? Nu știu, dar mă pun la dispoziție. Și asta am simțit, că trebuie să vin și vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați acceptat cererea de a fi în emisiunile cu noastră și de a vorbi despre aceste lucruri, despre implicare și despre să nu mai urfim. Da, vă mulțumesc și eu că ați fost alături de noi, vă urez mult succes în continuare. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom vedea din nou la aceeași oră, toate cele bune și nu uitați, implicați-vă, căutați-L pe Dumnezeu și renunțați la bârfă. Toate cele bune, la revedere! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți!